În pofida regimului de carantină destul de strict care este impus în multe țări unde au fost deschise secții de votare pentru cetățenii moldoveni, procesul de vot decurge în regim normal, iar pe alocuri s-au făcut chiar și cozi. Primele secții care au fost deschise sunt cele din Japonia și China. În Tokyo au votat 23 de cetățeni ai țării noastre, iar în Statele Unite procesul este în plină desfășurare. În țările europene, către orele amiezii, la unele secții de votare deja erau formate cozi, de exemplu în Northampton, unde conaționalii noștri au fost nevoiți să aștepte rândul pentru a-și exercita datoria de cetățean. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, până la orele amiezii au fost înregistrate cozi de mai bine de 100 de oameni la secțiile de vot din Berlin, Frankfurt, Hamburg, Parma, Mestre și Milano. De asemenea, cozi de 50-100 de oameni au fost înregistrate și în Villeneuve, Saint-Georges și Bruxelles, iar la secția din Londra la fel s-a creat coadă pentru o scurtă perioadă de timp. În Turcia nu s-a înregistrat o prezență foarte masivă la vot, oamenii și-au așteptat rândul liniștit și respectând distanța socială, iar așa s-a votat în Danemarca. Poza a fost postată pe rețelele de socializare, iar timpul acolo este mult mai frumos ca acasă. În orașul Ashdod din Israel, la fel a fost soare și bine, iar alegătorii au venit la vot ca la sărbătoare. La secțiile de votare deschise în Rusia, incidente nu s-au înregistrat, la unele fiind chiar o adevărată atmosferă de sărbătoare. Astfel, Comisia Electorală din orașul Tula a organizat o expoziție de costume naționale și obiecte de uz casnic pentru a le reaminti oamenilor de casă. Cum s-a anunțat mai înainte, secția de votare din Strasbourg s-a închis cu o oră mai înainte din cauza restricțiilor impuse de autoritățile locale. Anterior, Comisia Electorală Centrală s-a adresat concetățenilor cu drept de vot de peste hotare să respecte toate măsurile impuse de autoritățile țărilor în care se află.